Dar lucrurile sunt poate printre primele dăți când diverse muncele sunt deschise în a face o asemenea consultare, prealabile, să spunem, pentru că sunt foarte rare și e bine să facă. Acum, adevărul este că mulți dintre cei care lucrăm mai multe cu tine provenim din domeniul geolog și cunoaștem zona foarte bine, de aceea am și invitat foarte mulți oameni care sunt implicați în zona Sfișoara și aferentă. Nu este vorba numai despre Sfișoara. Sfișoara a avut aceste probleme, mă rog, din ziua unui, să spunem, unui administrații în trecut, arhitectul șef și cunoașteți cu toții această poveste. Pe de altă parte, locuitorii din Sighișoara este poate nu o excepție, dar dintre puține cazuri în care nu provin, marea majoritate, nu asumă o identitate locală. Provin foarte mult din satele înconjurătoare. Lumea a început să lucreze aici în anii 70, 80 și 90. S-a stabilit aici, nu își asumă această identitate. Și de aceea e și foarte greu să-i convingem de ce ar trebui să facem o culoare mai puțin țipătoare decât una mai, să spunem, mai puternică. Pentru acest lucru, cred că e foarte util să înființăm, în cadrul acestui proiect, un birou de consultanță pentru proprietari și numai, chiar și pentru primării, care să elaboreze niște ghiduri, care să funcționeze, să spunem, după modelul GTC. Nu este identic, dar cred că GTC-ul din Sibiu și din Timișoara a adus niște... A fost un ajutor semnificativ pentru beneficiarii din acele orașe și cred că ar putea funcționa și aici. Știm cu toții că, aflându-te într-un sit, nu neapărat eu, sunt chiar un sit istoric, să spunem așa, un monument istoric. Și este foarte laborioasă documentație. Dacă vrei să schimbi o fereastră sau dacă vrei să o repari, dacă vrei să dai altă culoare, dacă vrei să înlocuiești o țigură pe acoperiș, ai nevoie de o autorizație și de navigat din partea Ministerului Culturii. Este o întreagă documentație care trebuie semnată de un specialist sau expert, adică și e costisitoare din ori. Bineînțeles că nu vrem să luăm de la rătâinea experților și specialiștilor. Au destul de lucru. În țara asta sunt și destui bani să se restaureze în mod semnificativ monumentele vecine. Cred că aceste intervenții mici ar trebui rezolvate la local cu ajutorul acestui birou. Deci acest birou are inclusiv, ar avea rolul să-i ajute pe beneficiari să-și elaboreze această documentație. Care, cum am spus, e destul de costisitoare și cunoaștem și noi din Comisia Monumentelor, cum din proiectele și ce doresc de fapt beneficiari și cât de nemulțumiți sunt de faptul că trebuie să plătească scoate din buzunar acestea.